Salutare, prieteni! Prieteni, astăzi vreau să vă spun ceva, prieteni. M-a luat dorul de mama de 4 ani. Până la urmă, e mama mea, prieteni. E mama mea care mi-a dat viață, care m-a crescut, care a stat lângă mine când m-a durut ceva, când am fost bolnav. Și săraca a suferit mult din cauza mea. Georgiana? Da, Sofia. Mă auzi? Te aud, te înțeleg, te aud bine. Mănânc, îmi cer scuze, nu te super că mănânc în timp ce vorbesc cu tine. Poftă bună, nu-i bai că nu te văd. Mersi, dar problema e că... că n-am ce să fac, eu sunt bolnav, trebuie să mănânc. Foarte bine, așa trebuie. Mănânc acum. Mănânc acum un ardei de la Iudea. Dar n-are sare mult, nu? Cred că mă duc pe treptă, nu? Foarte bine, poftă mare să vezi. Uite, așa mănâncă lumea normală, la prânz și orbă. Pe Georgiana? Se vii la București, eu așa. De ce nu vii la București? Că m-am apucat de afaceri cu legume. Ia-l pe ursul și hai la București. Nu există așa ceva. Tu știi câte cunoștințe m-am făcut? Tu știi câte oameni faine am strâns? Nu există. Eu o să mă fac foarte bine financiar cu petenii. Râdeți voi, râdeți, dar o să vedeți. Da. Dar știi ce trebuie să facem? Ba, mai încolo, când o să am o mașină ca să poți să-ți oferi condiții bune, trebuie să te iau și trebuie să mergi odată. Că ce crezi? Majoritatea oamenilor cu care am vorbit sunt fani, fani familiei de pe YouTube. Da, am înțeles. Și sunt mulți care își doresc să te vadă. Și apoi eu ce m-am gândit? Trebuie să te pun în mașină, da? Și să te duc acolo. Tu stai de vorbă, eu mă pe tine. Bine te-ai gândit. Da? Te-ai gândit bine. Fii atent. Ia-l pe ursul, ia copiii, fetele și hai la București. Veniți aici să stați cu mine. Eu plec. Soprule, să știi că eu m-am gândit la asta de o viață. Nu știam exact cum găseam. Mă, soprule, nu mă înțelegi că mai am plecat cu legume. Ce legume? Că nu înțeleg ce vrei să spui. M-am dus cu legume, așa. Eu nu mai pot să stau fără bani, că am copiii, socrule. Știi că eu mănânc. Eu n-am să plec undeva pe ei. Uite, eu am o să nici vacanță mă le fac, tocmai pentru că trebuie să strâng bănuți. Păi mi-a zis Alin că l-a spus să vă rezerve camere peste o lună. Și am zis, nu, bine, dacă merge toată familia, nu o să fiu eu cu gică contra să zic, vai, noi nu mergem. Păi dar da, sunt niște prețuri foarte mici. Adică o cameră cam 1000 de euro. Ei, dar atunci, astea sunt prețuri mici pentru voi, oameni care aveți bani. Eu nu sunt, nu-mi permit anul ăsta. Anul ăsta nu-ți permiți? Bravo. Dar pot să vă plătesc camerele eu. Știu, le știu, că tu te-ai oferit să ne plătești și atunci în Turcia când te-ai dus. Dar știi că niciodată n-aș putea să mergă cu anii pentru că nu pot, nu. Plus bine, mulți, bine, Georgiana, să revenim la altceva. Ce face patroana? Patroana ce să facă, uite, e supărată. Muncește o săptămână cu ziua băiatului, soacra și ea la fel în partea cealaltă. Ea s-a pregătit patroana că a zis că veni și voi acasă. Nu. Soacra, cu ce, cu ce s-a pregătit soacra? Ce s-a pregătit? Păi am luat o grămadă. Am făcut
aperitiv, facem un grătar, tortulea și imediat mergem după el. Așa ca pentru copii. Da, mă, Georgiana. Aveți mâncare, aveți de toate, stați liniștiți acolo. Șocule, eu n-am ales asta, că eu știu, eu când am organizat ziua la copii, eu am știut în ce mă așteaptă, am avut bănunțe, am avut de toate. Acum am făcut și noi așa, cât am putut, cum au decis ele să facem. Păi da, da, patroana zis ea că pregătește. Patroana cum pregătește fără bani? Nu, patroana se știe că a luat singură și când a avut un bănuț a cumpărat acolo și a adunat ea, salte de toate. Am înțeles. Deci patroana chiar de 2 săptămâni toți banii care a avut. Dar unde, unde e patroana? Unde e? Jos, cu Irini. Ce face? Cu Irini, acolo, jos. Ce a mâncat patroana? Nu ce... știu. Păi ați dat și-i de mâncare, dacă ziceți că aveți grijă de ea. Am o șocule. Uite, te-ai necat. Iute. Ai grijă. Auzi, nu am văzut-o la ort, pentru că eu de o oră cu acest pot să rezolv problemele, știi tu problemele mele în viață. Nu. Auzi, ok, da, mi-e dor de 4 ani. Păi și de ce n-ai venit acasă? Uite, e ziua nepotului tău. Era și el fericit să fie bunicul lui lângă el. Când e? Atâția ani nu ai fost la ziua lui. O să vin la ziua lui, vin mâine. Când e ziua lui? Azi. Păi, Georgiana, n-am cu ce să vin, că n-am mașină. Păi unde e mașinuța ta? Mașinuța aia lui patroana am vândut-o, dar nu mai spune. Aoleu, da. Faceți acolo la inimă patroana dacă aude. Am vândut-o pe 2000 de euro. Măi, Georgiana, ascultă-mă, cum facem să, să mă împac cu patroana? Păi, cel mai ușor era astăzi să fi făcut o surpriză și să fi venit lângă copil. Asta era cel mai frumos. Da, da, mi s-a făcut dor de ea acum, dimineață. Și până după amiază își trece. Nu, cum îmi trece? Păi că așa se apucă pe tine, că pe bucătorul când imediat ne blochezi. Ne-ai zis să mă ajută. Eu te întreb pe tine pentru că vreau să mă împac cu 4 ani. Că până la urmă, e atras prea multe pentru mine. Socrule, să știi că ai zis cuvintele pe sufletul meu, știi că eu asta zic mereu la oricine. Ei acum e așa, dacă s-a chinuit și cât se chinuie în continuare pentru fiecare, așa nebunia e acolo. Dar și pentru mine că se chinuie... Să știi că pentru tine suferă foarte mult. Deci așa să calculez că eu ieri aseară am povestit cu ea. Era supărată rău de tot. Și am zis, mă, patroană, uite, am făcut acolo. Nu face soacră să, uite, am pus noi tot, am luat. Dar de ce nu stai și până la masă acolo pentru copii? Că băi, află important, nu supărările dintre voi, nu e ca știi ce a zis. Cum să mă duc eu la masă acolo? Să stau când băiatul meu a plecat de acasă, că eu l-am vrut să fac gard. La care masă? Acolo, cu soacra, unde să fie copilul? Deci ea, ca să nu te supere pe tine și că își are supărările astea că nu ești tu acasă, nu vrea să vadă pe nimeni în curte, doar să nu te deranjeze pe tine, nu? Nu mai contează ce a fost, ce n-a fost. E mama, până la urmă e mama și vreau să mă împac cu ea. Că a lucrat Dumnezeu în sufletul tău. Serios? Da, asta doar Dumnezeu poate să facă într-un loc. Nu există, că poate să-ți zică o armată de oameni același lucru. Dacă tu nu vezi, degeaba, dar dacă tu singur ai... Bună ziua, patroană, ce faci acolo? Mănâncă țurea lui Veni, s-am dat de pomană. Ești cam necăjită, ce-i baiul? Nu suntem toți acasă. Care toți patroanele? Uite, suntem toți în curte. Sărbătoritul e aici, noi suntem. Ne-a dus Georgiana, ursul, Beniță, Pepene, cum aducea patronul. Auzi? Cireșă. Ai zis de
că nu suntem toți. Așa e, bă, patron. Eu te simt de două zile că ești cu focul pe inimă la asta, dar Alin se duce în vacanță, știa asta. El nu putea să fie, merită și el. Mi-a spus. Dar în schimb de socru ești supărată că nu e. Ți-ar fi plăcut, a? Să fie. Da. Patronul, dai și mie galben de ziua mea. Auzi, și de la mama ta și de la bunica ta, Anca. Nu mai treancă, să dau, să dă că ce-o largă, ia urmă, ce-o îngarbe. Patroana, ia sunt mai sărat decât tu. Sunt sărat? Bă, Leonardo, știi cine-i singurul care poate să-ți dea aur? Acum, în afară de patroana, patroana n-o punem. Bunicul Leon. Bunicule, vine acasă, că plin copii, plângeți, mă! Dar ce ți-ai dorit tu să-ți aducă bunicul dacă vine? Mamă, ce lubieniță dulce de la Dăbuleni. Nu sunt de la Dăbuleni, că Dăbuleni... Ba da, pui, ăștia să ia ce am cumpărat noi. Bunicule, băiatul, vreau un parfum Dolce Cabana sau Versace de la tine, ca să știi. Nu, și papuși Dolce Cabana. Și papuși Dolce Cabana. Acum o să zică bunicul... Îți dă din soare, dă-te din soare, dă-te lângă cealaltă. Tu i-ai învățat, bunicule, tu ai venit firmat tot, apoi ale și lor. Aici patroana, uite, a pus hârtie așa cum a putut, a pregătit masa. N-am toată mâncarea, puteai în floare. E cald, patron. Iau și eu de... Am primit doi pui, am primit carnea de porc și am lăsat de pârjoare pui să facem pe grătar. Patroană, dar când le-ai făcut pe toate? Mă sulai de la urmă. Deci am zis că la masa asta n-am ajutat-o cu absolut nimic pe patroana. Socule, singur am muncit că sunt să fii. Treaba. M-a ajutat Ilie, bine? Auzi, Ilie a venit și stăteam fața căsă. El nu știa că sunt în spate, eu făceam la pețin. Dar și în ziua aia a venit să stă la poartă, știa că ești plecată și tu erai înfășor. Mă, patroană. Bine că mi-a pus ursul, am spus de-aseară buteria. Wow. Ți-am pățit la cuptorul ăla, că nu puteam să-l dau drumul. E foarte bună, gogoașa e foarte bună, uite ce straturi are, zici că e plăcintă. A făcut-o foarte fain. Nu se mai și n-a plăbat-o de-ala. Are Dumnezeu și cum sunt Petru. Astăzi stăm, auzi, patron? Vântul care te cheamă ca el, ești puternic ca Sfânt Petru. Te-ai născut cu cezariană în ziua lui Sfânt Petru. Adică te păzește și te ocrotește. Patroană? M-am născut dumneata, dar zine dumneata. Zine dumneata. Eu scala iartă-mă. Ce, ești așa, crezi că vine socru acasă? Ți-ar fi plăcut să vină? Mi-ar fi plăcut, dar dacă nu vine. Păi și ce faci? Acum am stai supărată toată ziua dacă nu vine. Că eu știu că așa faci mereu. Vă fi bucuros. Deci patroana, dacă nu-i copilul acasă, ea pregătește pentru noi, face de toate, dar în schimb nu vei să zâmbească niciodată. De ce spune că ești născută? Nu sunt, dar mă cheamă Georgiana. Ne-a dat în telefon, ne-a părut rău când am fost. Te cheamă Georgiana, măi, doamnă! Mami, te cheamă Georgiana! Da, dar nu, așa, auzi? În schimb, ziua mea e de Sfântul Gheorghe. Că mă cheamă Georgiana, îmi vine de la Sfântul Gheorghe. Păi da, din căldură, mamă. Da-te mai într-o parte. Da, să le dea Dumnezeu drum bun, bă, vacanță plăcută. Mă, câte să mâncai. Mănâncă urs, păi și din parcurie aia ceva. Mami! Dar unde am auzit, unde am dat de pomană? De la Olga, unde am dus-o. Patronul, tu știu de când ești născută, de Sfânta Maria. De eu. Da, tot e Sfânta Maria. Păi uite, așa trebuie să-i facem și noi, ei de ziua ei, cum ți-a făcut ea, cum ție pentru ziua ta. Păi și nu mai e așa, mă. Păi tu de Sfânta Maria, să fii însănătura și mărătura. De Sfânta Maria. Lucru care facem și cu tine și cu noi toți, nu doar cu tine. Da, să știi că cea mai mare bucurie asta ar fi pentru ea. Mm. Da.
Păi și când să vin? Nu cred că pot să vin astăzi, Georgiana. Păi dacă ai face un pic efort, eu cred că poți. Că tu, socrule, tu te lași mult și ești de lăsător. Că tu dacă vrei, tu faci din nou pe zi. Că mai știu puterea ta. Nu ne zice nouă că nu poți, că nu ajungi, că nu se poate. Păi n-am mașină cu tine să vin. Din cu tine. Câte acum o știm pe care abia așteaptă să le bagi în seamă cât care aduce oricine până acasă. Ce? E o situație. Păi e ziua nepotului meu și trebuie să ajung. N-am știut, dar mă urc ca tine. Și îl plătim, că nu e ca și când trebuie să vină cineva pe care să te aducă. Păi, să spun ceva, nici bani nu prea am. Păi, sucule, niciunul nu avem bani, asta înseamnă familie. Ne ajutăm în Italia, și tu ne ajuns pe noi și noi. De ce m-am dus pe lângă tine, că asta, așa suntem, ce, așa mereu. Bine, ca să vorbesc cu cineva să mă duc acasă, vorbește și fără de 25 de milioane. Atâta costă. Păi cât costă mașina să mă ducă până acasă? August, mai bine vin cu smart-ul și te iau și fac aer cu tăla, cu ventilatorul. N-ai aer? Nu. Băi, Georgiana, vrei să mor? Nu, când ne strupesc cu apă rece, din când mă scânt cu putere și... Doamne, doamne... Parcă merge cu Dacia, băi, în timp. Da, serios, foarte frumos te-ai gândit la asta. Dacă te duci să te faci cu patroana, îți zic eu că mai mare bucurie pentru... Ah, și stai să zic că astăzi vine Raihul. Cine e Raihul? Cum cine e Raihul? Lăutarul, familie. Al nostru, Raiffeisen. Raiffeisen, bine, familia lui, mai încolo. 3-4. A, vine fără formație, nu? Nu știu, nu știu, am vorbit patrona. Sincer, nu știu nimic. Sper că doar că am zis patrona, că vine om. Păi bine așa, prietenul nostru. Păi cred că vine fără formație. Nu știu, domnule, n-am nicio informație despre asta, știu doar că vine. Cât îmi seama, eu și-am trecut evenimentele lui, din sâmbătă, dar dacă văd cât o respectă pe patroana, a lăsat și vine în coace. Nu, omul nu s-a mai uitat cât de câștigă bănuți, care obligații, vine la patroană. Am înțeles. Deci vezi cât vă respectă lumea. Da, și da. Atunci, pe ce ești fix tu? Uite, mănânc coțul ăsta fumat. Mănâncă, dar nu știu dacă rău. Dacă e bun sau ce? Păi nu, că bun știu că e. O, eu ce mi-i copsă de niște oase de la fumate pe grăzgarba de la sănii. N-aveți în pot la fumătoare? Păi nu, știi, nu dă-le. Dă-le la lecă. Patrona, am o veste pentru tine. Bă, taci, bă, nu-i spune. E o surpriză sau nu? E surpriză, da. E surpriză, dar nu-i spune. Da, dar întreabă ce face. Vezi ce-i de mâncare acolo. Nu, Patrona, uite, vorbesc cu copilul dumitale la telefon, de pe care nu fac pe cameră. Și să știi că m-a întrebat de tine în continuu, a zis că i s-a făcut dor așa dintr-o dată. A, Doamne, s-a făcut dor de mine, uite, până mata singură. Și o sculată de la ora 8, de ce n-ai venit cu Adelina aici? De ce par de așa de n-ai venit cu Adelina? Cine te onora? Bine, ești un singură aici. De la om a sculat, a făcut pe cinte, să pare doar super. L-a făcut pe limonadă. La mulți ani, un limonadă, Doamne ajută. Da, el s-a sculat de noapte, la mine a venit. Îi face și bunică s-a folos tortul de tare. Dar unde e? Unde e Leonardo? Leonardo e nonțul. Și eu fac cu bătrânii mei cu cine vine pe la mine. Și dar ce? Dacă mai lăsat singurul.
Tu ce faci, patroană? Cum te mai simți? Mă întâlnesc și Dumnezeu să pun masă, trebuia să vin cu Adelina în pace. Ei, lasă că am timp să vin, patroare. E de Sfântă Mărie cu ea. Da, e ziua ta de Sfântă Mărie, la mulți ani. Da, aduc lăutare, aduc toate ăștia. Că și azi vine la Ipaiță, nu? Vine la Ipaiță, mor de casă. Vine? Oh, Doamne ajută! Da, vine casă pentru tine, pentru Adelina. Mulțumesc, da, dar ești bine așa, patroană, nu? Sunt bine, uite, făcut sarmale la cea urmă, mă ajută Iliuță. Da, uite, chiar, toată. Iliuță mai e acolo? Da, a venit de două zile, nu mai venea toată treaba. Ia Iliuță, salut! Salut, Ilie, salut! Uite, când l-ai sunat, tu și-au auzit vocea, s-au strâns, zici că suntem aia pe lângă căruță, știi? Uh-huh. Nu, dar am văzut ce s-a întâlnit la patroana la voce când te-a auzit. Ce s-a zis ce spune? Da, da. Deci, vreau să-ți trimit o filmare. Uite, săraca, vreau să-ți trimit să-i atunci facă filmare să-ți le trimită. Da, 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 ok. Hai să vezi o filmare acum. Hai. Bravo. Georgiana? Bă, tu nu mi-ai spune că eu vreau să fac o surpriză lui patroana, nu mi-ai spune. Nu știu nimic, vreau doar să vezi că nu te mint că nu spun. Faci și tu roze bănuța astăzi 25 de milioane să vin și eu azi, ca să că vin cu Mercedes. Da, ce? Hai, 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 pleacă de acolo că eu mă duc acum și fac bănuții și așa am să auzi. Ia de încă 5 mai trebuie. Hai, 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 repede. Nu auzi, mai repetă, că nu trebuie. A, nu aud, păi, dar nu are legătură banii mei aia. A, pe lângă aia. Păi, dar ce, pe lângă aia mai trebuie 25. Aha, atunci ai gata, lasă cu donația. Stai, 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 gata, 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 gata. Hai, hai, ascultă, ai grijă de patron acolo. Ai grijă de patrona și stați acolo pe lângă ea, nu ai plecat nici voi, că e bătrână, e săraca și ea. Și a muncit toată viața, a fost și la pușcărie pentru mine. Și asta e problema, că acum trebuie să avem și noi grijă de ea. Nu să fac mișto. Uite-mă la Severin ce stă de acolo. Nu. Când din soc, e bătrână și ea și e vai de capul. Foarte bine că ai stat acolo tu cu ursul și copiii, că a stat și voi pe lângă ea. Dacă rămânea singură, ce făcea acolo? Nu vezi? Socule, îți promit că eu găsesc 25 de milioane până te la drum. Îți promit, știi că eu nu promit aiurea. Bine, hai. Hai, duce și părul ăsta, acum că te sun mai târziu. Nu m-a sunat, pornesc. Salutare, prieteni! Prieteni, astăzi vreau să vă spun ceva, prieteni. M-a luat dorul de mama de patroană. Până la urmă, e mama mea, prieteni. E mama mea care mi-a dat viață, care m-a crescut, care a stat lângă mine când m-a durut ceva, când am fost bolnav. Și săraca a suferit mult din cauza mea. A suferit mult, prieten. Chiar m-am gândit azi noapte. Chiar vorbesc foarte serios și nu glumesc acum. Chiar vorbesc serios și foarte sincer. Vă întreb și pe voi dacă e bine ceea ce vreau să fac. Vă rog să-mi dați mesaje și să-mi scrieți ce ar trebui să fac. Poate vă luminează Dumnezeu și pe dumneavoastră, cei care vă uitați la vlogurile mele și cei care mă sfătuiți ce să fac, să merg acasă, să mă împac cu mama, pentru că am stat și m-am gândit, mama a suferit chiar mult pentru mine și aș vrea să-mi cer iertare de la mama să mă ierte pentru că am reacționat în ultima perioadă foarte greșit față de ea, față de mama mea. Eu am glumit treaba și cu azilul. Am zis că o duc la azil, probabil a suferit și foarte mult și pentru treaba asta. Vă dați seama, o mamă să audă de la copilul ei că vrea să o ducă la azil, este ceva foarte rău. Eu
am luat-o în spirit de glumă, dar ea a suferit foarte mult. Pentru că a suferit pentru mine, prieten. Și eu mi-am cam bătut joc. Tocmai din cauza asta vreau să vă întreb, să-mi spuneți și mie ce trebuie să fac. Deci aș vrea să merg să-i cer iertare lui mama. Ați auzit, ați văzut că am postat și melodia aia cu salam, cu mama și chiar am plâns, prieteni. Când am ascultat și melodia aia, bine că melodia aia o am ascultat eu și mai de mult. Este o situație foarte aiurea pentru mine. Dar problema este, eu am fost supărat pe ea pentru că ea nu m-a înțeles și pe mine. Acum sunt și eu mai bine, îmi trebuie și mie mașină, îmi trebuie și mie alea și ea m-a lăsat pe mine în ultimul timp ca să supăr. Așa am considerat eu, de-am greșit. Așa am considerat, am zis că din cauza ei nu am mașină, din cauza ei nu am bani acum și așa mai departe. Dar am stat și m-am gândit, prieteni, ce vină ea are ea, poate din cauza ei mai am ce mai am acum, că nu mai aveam nimic. Nici nu mai, ce să zic, poate dacă nu era ea, nu mai aveam nimic. A făcut bine că nu mi-a dat până acum din galben și din bani. Deci chiar a făcut bine, prieteni, pentru că eu gândeam atunci și toți banii cheltuiam. Dar așa m-am descurcat. De bine, de rău m-am descurcat. Și am ajuns până aici. Iar problema este că banii tot ai mei sunt până la urmă. Ce face? Ia mama cu ea? Nu ia cu ea. Tot îi lasă familiei și mi-i lasă mie, că eu sunt capul familiei. Dar, Doamne ferește, nu mai vreau să gândesc așa, nu vreau să se mai întâmple nimic, să-i dea Dumnezeu sănătate 1000 de ani. Deocamdată ea este capul familiei, ea trebuie să aibă grijă de galben, de tot, nu mă interesează, nu-mi trebuie niciun galben. Eu vreau să mă împac cu ea pentru situația, pentru faptul că e mama mea, prieten. Și îi cer iertare lui mama mea să mă ierte că am greșit în ultimul timp. Am greșit și m-am purtat foarte urât cu ea. Vă rog să mă credeți, prieteni, și să mă înțelegeți și pe mine, să mă ierte. Când mama, mi-am adus aminte azi noapte, mama a suferit foarte mult pentru mine. Și faptul că a fost la pușcărie, prieteni, a fost la pușcărie din cauza mea. Că ea a fost, firma era a ei, care am făcut atunci afacerea cu robineții, cu ce era atunci, pe vremea aia. Ea era administrator. Ea mi-a dat firma și mi-a zis, du-te și fă ce vrei tu. Și eu, din cauza mea, am băgat-o la pușcărie. Deci ea n-a avut, săraca, nicio vină. Nicio vină, prieteni. Și mi-am adus aminte aseară, pentru că când am intrat în pușcărie cu ea, că m-am dus și am intrat pe partea pușcăriei, și ea a căzut, că nu putea să meargă cu gențile și cu alea, să meargă cu ele până la dubă, că trebuia să ne ducă la Jilava, la București, pentru că aveam COVID. A căzut. Și când a căzut, am vrut să o ridic de jos, prieteni. Și nu m-a lăsat milițienii să o ridic de jos. Mi-a zis la socolo că nu aveam voie, ziceau milițienii. Și am plâns pe loc atunci, prieteni. Am plâns pe loc. Pentru că mama, săraca, bolnavă, și cum era ea, n-am putut să o ajut să o ridic și de jos în situația când am ajuns la pușcărie. Și am trecut prin perioade. Și ea a trecut, prieteni, când îmi blestemam zilele, prieteni, și îmi doream chiar multe lucruri, îmi doream să pățesc ceva, pentru că nu mai suportam. Deci pușcăria era făcută pentru, e făcută pentru alții care le place să stea la pușcărie. Dar mie nu mi-a plăcut, prieteni,
cei care nu sunteți obișnuiți cu pușcăria, vă recomand să nu vă doriți niciodată să ajungă nici dușmanii voștri. Să n-ajungă nimeni acolo. Vreau să zic, lucrul ăsta despre pușcărie, că a venit vorba de mamă. Asta vreau să vă spun, că a suferit foarte mult, că știți că a făcut și ea un an și două luni pușcărie pentru mine, prieteni. Ea fiind femeie, eu fiind bărbat, m-am descurcat. Dar ea ca femeie, mie mi-a fost tare, mă gândeam cum poate să se descurce ea acolo fiind femeie. Vă dați seama. Că oricum, ești la pușcărie. Putem să zicem noi, să zică toată lumea, a, e la pușcărie, ce? Păi zic așa ăia care n-au fost la pușcărie niciodată. Și zic, a, ce dacă a fost la pușcărie? Dar faptul și o zi la pușcărie nebunești. Când te vezi la pușcărie, fără telefon, fără nimic. Și acolo ești zero barat. Ești egal cu toată lumea. Și gen... ești sclavul pușcăriei. Dar mă rog, Doamne ferește, să mă ierte Dumnezeu, prieten, că uite, m-am gândit acum la treaba asta cu pușcăria. Mă rog să-mi dați mesaj să-mi spuneți ce să fac cu mama. Iar astăzi este ziua lui Leonardo, lui nepoțelul meu, care îi spun la mulți ani, Leonardo, la mulți ani, leule, să-ți dea Dumnezeu sănătate și bani mulți. Și să mai slăbești 20 de chile, leule. Că prea te-ai îngrășat, te-ai făcut dinozaur. Deci, la mulți ani, leule, dar îți spun că nu e bine nici pentru sănătatea ta cu îngrășatul ăsta, leule. Dar eu te iubesc oricum, că ești nepotul meu, te pup și te iubesc, leule, la mulți ani. La mulți ani, leuțule, butelie. Butelia mea frumoasă. Și, prieteni, vreau să spun că îmi cer scuze de la Ursul, de la Georgiana, de la patroana, de la familia noastră, pentru că nu pot să merg acasă astăzi. În primul rând, pentru că nu am mașină să merg acasă, prieteni. Mașina aia lui patroana, care o dăduse lui Cătălin, e în parcare aici, dar cine merge cu ea? Eu nu am cu ce să merg. Și nu am nici bani să plătesc pe cineva cu mașina să mă ducă la Strehaia. Ca să mă duc acum așa repede, să mă ducă urgent. Și așa, prieteni, că nu o să merg astăzi la Strehaia, dar voi merge în curând, pentru că vreau să mă împac cu patroana. Am vorbit și cu ea la telefon astăzi. S-a bucurat foarte mult că a vorbit cu mine la telefon. Deci am simțit prin... O să vedeți că am înregistrarea și am pus-o în video ăsta. Când am vorbit și cu patroana, am înregistrarea cu patroana. Am vorbit și cu Georgiana, cu Nora. S-au bucurat foarte mult. Dar patroana în special s-a bucurat foarte mult când a văzut că am vorbit cu ea, că eu n-am mai vorbit cu ea mai mult de 10 zile. Dar am greșit, prieteni, pentru că m-am enervat și am greșit, pentru că eu eram obișnuit în fiecare zi, eu cu toate gagicile care am fost, nu lipsea telefonul, mă suna mama la 7, la 8 dimineața și eu răspundeam. N-a fost o zi în care să nu-i răspund. Perioada aia de mai demult. Iar acum nu i-am răspuns 10 zile la telefon, că ea mă sună în fiecare dimineață când se trezește la 7, la 8, mă sună. Și nu i-am mai răspuns, pentru că am fost supărat pe ea. Dar consider că am greșit că am fost supărat pe ea. Ea nu a avut nicio vină. Știți și dumneavoastră povestea, știți care-i treaba. O să merg și o să mă împac cu ea, prieteni. O să mă împac cu ea pentru că e mama, e patroana, e mama până la urmă. Dar ea e prea... Ea este... Bine, are niște lucruri de înțeles. Și poate și eu cu copiii mei. Și eu cu copiii mei, dacă pleacă undeva, le duc grijă. Dacă n-ar vorbi cu mine, aș muri. Înțelegeți, prieteni? Dar o rog să mă ierte că am greșit și că n-am vorbit cu ea până acum, prieteni.
Și chiar acum nu mă împac cu ea pentru galben, pentru ceva. Nu, mă împac cu ea pentru că este mama. Indiferent cât de bătrân ești, cât de părerea mea, orice, cât de cum ai fi, mama e mama. Mama e mama și tot copil te simți, indiferent ce vârstă vei avea. Indiferent ce vârstă vei avea, te consider tot un copil. Dacă părinții tăi trăiesc. Deci, prieteni, eu consider că am greșit, că am luat anumite decizii la nervi, dar am greșit că m-am certat cu mama. Dar dați-mi și voi mesaje dacă să-mi spuneți dacă vreau să fac bine sau nu, dar dați mesaje și să-mi dați și mie un sfat ce ar trebui să fac, prieteni. Ce ar trebui să fac? Dacă o să merg la Străiaia, dar să trimit și eu treburile pe aici și după aia voi merge la Străiaia. Mă voi împăca cu mama. Vă pup și vă iubesc, prieteni.